Bună ziua și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi 3 martie 2019. Ne aflăm în compartimentul de marcă. Voi prezenta câțiva puișori care îi voi băga la Columbodrome. Aceștia vor merge în Ploiești, la Telega mai exact, la Columbodromul Sitges Paradis. Plus aceștia, tot la același columbodrom. Acesta va merge la columbodrom în Târgu Frumos, la Diamond Pigeons. Aici avem doi puișori din Cook, trebuie să-i inelez. Aceștia vor merge tot la columbodromul din Târgu Frumos. Aceștia vor merge tot la columbodromul în Ploiești, în la Sitges Paradis. Aceștia, unul este inelat cu inel gold. Îl voi păstra pentru derbiurile din toamnă. Pui, iar unul va pleca la Columbodrom, în Iași. Aici, pe mama lor, aceștia vor pleca tot la Columbodrom, în Târgu Frumos. Sunt super frumoși, foarte bine dezvoltați. Aici avem ou. Acesta este pui din șaliei mei. Este un mascul super, super frumos. Aici, dintr-un albastru de 2013 și o femelă gută de 2016 de la Cărmăzan Ioan. Și acesta va pleca tot la Columbodrom. Prima serie va pleca la Columbodrom. Aici avem aici avem un puișor, este inelat deja. Aici avem doi puișori din Cucul, cel mai bun reproducător pentru viteză de mifond. Cel cu pene albe va pleca la Columbodrom și cu acel gut. Cea cu pene albe e o fetiță, iar gutul mascul. Aici avem aici avem un pui din porumbei 100% din Cavaleriu, de mifond fond, și acesta va pleca la Columbodrom când îi va veni rândul. Acesta și el va pleca la Columbodrom, un pui gut. Aceștia și vor pleca la Columbodrom. După cum vedeți, trebuie să le dau și mâncare, dar voi pune pauză și voi merge în celălalt compartiment de marcă. Aici ne aflăm într-un compartiment de matcă, dar este primul cotez făcut. Aici avem un puișor, acesta îl voi opri. Este din femelă de Danemarca, cea din dreapta,
fond maraton și maraton extrem și masculul mai maraton extrem. Aici avem ouă. Aici, după cum puteți vedea, avem un puișor din acest restiu, tatăl campionului meu de la fond cu pui de anul trecut. Și mama, această femeie bună de, aceștia sunt pereche. Ei mi-au dat loc cu un fond de lansare la centru Buftea. Aici avem masculul alb cu această femelă albă. Aici cel de Danemarca, de la prietenul meu Ionuț Silviu Griviriga, și cu femela tot din Danemarca. Aici avem o femelă de pereche cu acest floriu. Aceștia sunt pereche și au acești doi puișori. Acest roșu este de vânzare, cine îl dorește mă poate contacta pe în privat. Este de 2015, mascul frumos, sănătos. Acum voi pune pauză și voi merge și în compartimentele de la lotul de zbor. Aici ne aflăm într-un compartiment unde vor fi fetele, femelele văduve, dar după cum puteți vedea, având boxele aici și acestea aici pe hol, beneficiez de ele pentru că am prea mulți masculi, adică prea mult și femele și masculi, prea multe perechi. Uitați tardiva aceea, guta, este scoasă în decembrie. Argintiul, preferatul meu de vii. Iar aici, după cum puteți vedea, este o gaură aici făcută în poartă. Iar aici restul boxelor, unde majoritatea au ouă, câte două ouă. Aici avem de câte un nou. Aici tot un nou. Aici avem două. Aici